Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, venim din nou la picioarele tale, noi copiii tăi, să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi și astăzi, în ziua ta de Sabat Sfântă. Te rugăm să vii tu prin Duhul tău ce sfânt peste fiecare dintre noi, să ne dai tu înțelepciune, să putem să ascultăm de cuvântul tău. Și în timp ce cuvântul tău va fi prezentat, dă-ne tu înțelepciune pentru a pricepe ceea ce vrei tu să ne vorbești. Noi știm că singuri nu putem să înțelegem totul. Te rugăm să ne ajuți tu ca să ne deschidem inimile, să putem să primim cuvântul exact așa cum este. Iar cei care vor asculta cuvântul atât din acest studiu, dar și din gura noastră, să aibă un înțeles clar și sigur. Te rugăm să ne ajuți tu să putem să avem o părtășie cu tine curată astăzi, să lipsim pe cel rău deoparte, să nu întrerupă acest studiu, să putem să ne bucurăm de acest lucru și să putem să învățăm de la tine. Binecuvântează pe fiecare care e prezent aici, dar binecuvântează și pe cei care nu au putut să fie prezenți din anumite motive. Lucrează tu la inima lor și ajute să se apropie de tine și pe noi la fel. Vă mulțumim pentru toate câte faci pentru noi și te rugăm acum în mod special pentru vorbitori să-i dai tu înțelepciune să prezinte cuvântul tău așa cum tu dorești. Tu să vorbești prin el și să primim cuvintele ca de la tine. Vă mulțumim pentru toate că și te-a rugat toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Vă spun tuturor pacea Domnului și bine ați venit la un nou studiu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său și pentru că încă avem timp de har ca să studiem și să creștem în credință, în înțelepciune, mă refer la înțelepciunea divină. Avem o carte foarte importantă, Faptele Apostolilor, pentru că cartea aceasta descrie prima biserică creștină, care este modelul pentru toate generațiile, pentru toate viacurile, în mod special pentru ultima generație. Și în seara aceasta vom studia capitolul 2. Este foarte important capitol pentru că ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, în capitolul 2, trebuie să se întâmple și în timpul nostru. Înainte să începem cu primele versete, doar aș vrea să vă întreb dacă vă amintiți, în primul capitol am studiat înălțarea Domnului Hristos și înainte să se înalțe, El a dat poruncă ucenicilor. Vă amintiți ce poruncă a dat? Ce i-a poruncit? Să meargă și să facă ucenici. Nu mă refer la aceasta. I-a poruncit ceva, să se ducă undeva și să aștepte. A, da. Deci nu i-a trimis în lucrare, ci i-a spus altceva. Mergeți în Ierusalim. fratele Viorel a ridicat mâna. Deci să meargă să propovădească Evanghelia tuturor și, bine, înainte de aceasta să aștepte făgăduința. Pentru Corect. a aștepta făgăduința în Ierusalim. Da. Deci m-am referit la porunca Domnului să aștepte în Ierusalim împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Și noi știm că am citit de fapt că ucenicii au ascultat de Domnul și după ce el s-a înălțat, s-au dus în Ierusalim și acolo s-au adunat în fiecare zi și să vedem acum ce au făcut și ce au primit. Adică care a fost această făgăduință despre care a vorbit Domnul în primul capitol. Citim primul verset. Fapte 2 cu 1. Deci, așa cum am spus, cu ridicare de mână, frate Lorin. Și când ziua cincizecimii se împlinea, erau toți într-un gând la un loc. Fapte 2 cu 1. Da. Câte zile au trecut de la porunca Domnului, când Domnul s-a înălțat, până la acest moment, cincizecime? Câte zile? Zece zile. Așa, 10 zile, corect.
Am subliniat acest gând. Într-un gând. Erau toți într-un gând la un loc. Deci nu doar că erau adunați împreună la un loc, ba chiar toți erau într-un gând. Și ce au făcut în aceste zile, 10 zile, pentru că făgăduința lui Dumnezeu a fost dată? Ce au făcut ei în aceste 10 zile? Și aș vrea să citim în spiritul profetic, imediat, cum Sora White descrie aceste 10 zile. Nu am ales toate citatele, sunt mai multe, doar ceea ce mi se părea mai important să discutăm în seara aceasta și să învățăm pentru timpul nostru. Noi trebuie să primim iarăși făgăduința Domnului. Ceea ce au făcut ei în aceste 10 zile este ceea ce noi trebuie să facem astăzi. Și haideți să citim acest citat, Faptele Apostolilor, Cartea Sora White, pagina 36. Frate Viorel. În timp ce așteptau împlinirea făgăduinței, ucenicii își umileau inimile în sinceră pocăință și își mărturiseau necredința lor. Fapte 36. Da. Deci, două lucruri. Vă vedea și alte lucruri, dar pentru început două lucruri. Umileau inimile în sinceră pocăință și mărturiseau necredința lor. Necredința lor se referă la faptul că chiar dacă Domnul Hristos i-a povestit, i-a dezvăluit ce se va întâmpla cu el, ei nu au crezut, ci au crezut că el va face altceva. În aceste 10 zile, așa cum vedem, ei n-au stat liniștiți, adică Domnul a promis, el va face, așa cum astăzi poate unii se gândesc. Domnul a promis ploaia târzie, noi stăm liniștiți pentru că el oricum a promis. Nu? Două lucruri. O sinceră pocăință. Întrebarea pentru noi este, pocăința noastră până astăzi a fost sinceră? Nu trebuie să răspundeți pentru că este o chestiune personală, fiecare se gândească. Să ne gândim. Revizuind viața noastră de creștin, să ne gândim dacă într-adevăr pocăința noastră a fost sinceră și dacă ne-am mărturisit necredința lor, necredința noastră. Iarăși, este o chestiune personală, pentru că fiecare își poate gândi în viața lui dacă a manifestat necredința față de Domnul. În caz dacă este așa, avem nevoie de asemenea noi, astăzi, să ne umilim inimile în sinceră pocăință pentru toate păcatele pe care le-am făcut. Și mai mult, un lucru care trebuie să înțelegem și vom vedea mai târziu, Domnul Hristos a fost răstignit de preoți și de romani, dar vinovăția pentru moartea lui zace asupra întregii rase umane, inclusiv asupra noastră, pentru că Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre. Noi trebuie să mărturisim și păcatul răstignirii Domnului Hristos. Sunteți de acord? Da, absolut. Așa, pentru că de multe ori în viața noastră, eu sunt sigur, eu personal știu despre mine, chiar și în lume când am fost, dar și ca creștin, am manifestat același spirit pe care îl aveau soldați romani și preoți. Și atunci când manifestăm acest spirit, este ca și cum l-am răstignit pe Domnul Hristos. Dacă cu acest spirit ar fi fost noi acolo, ar fi strigat și noi, răstignește-l. Frate Lorin? Da, nu știu de cine e poezia, dar știu că a citat-o și a Florin Piersic, nu Iuda singur vinovat. Da. Foarte frumoasă poezie și are dreptate la ceea ce spuneai.
Aici mă gândesc că în sinceritate și în pocăință, în primul rând când își umileau inimile, la fel mă gândeam și eu, eu nu am, vreau să fac cu puterea mea, să fac anumite lucruri. Chiar și un păcat să-l închei, să nu-l mai fac, să nu mai zic, să nu mai gândesc, să nu mai enervez, sau eu știu, multe lucruri care le faci așa, au devenit obișnuință. Toate astea trebuie spuse și cu sinceritate, spui, Doamne, nu mai pot, nu mai știu ce să mai fac. Nu, am încercat, am încercat, te las pe tine. Dacă tu nu intervii, eu nu am cum să fac lucrurile astea. Și eu mă gândesc aici când am citit și când aș citit versetul ăsta, la asta mi s-a dus gândul. Fiind toți la oaltă, a zis, Doamne, ne este foarte slabă, foarte, foarte slabă credința. Chiar și așteptând să vină Duhul Sfânt peste ei. Doamne, nu știm cum se va face lucrul ăsta. Dar dă-ne credință ca să putem să primim. Cred că e valabil și pentru noi. Noi ne rugăm și chiar Biserica Adventistă a avut nenumărate ocazii în care a pus ca întreaga lume adventistă să se roage la anumită oră, la anumită săptămână, anumită lună și așa mai departe. Nu dau detalii, știți fiecare, poate ați auzit. Și cu toate astea nu s-a întâmplat. Acum, cred că este vorba și de motivul care îl faci. Trebuie să Dumnezeu cunoaște motivul pentru care îl facem. Dacă, pentru ce să-mi dea Duhul Sfânt să reverse peste mine, ca să fac ce? Ce să fac cu el? Trebuie să existe un motiv întemeiat, adică dacă mi-l dă ca să lucrez pentru Domnul, dacă eu îl cer ca și acela care a zis, dați-mi și mie, care a cerut lui Petru, dați-mi și mie acest Duh Sfânt, ca să pot să scot și eu și să fac și eu. Aia deja știm fiecare răspunsul. Și din păcate, eu vorbesc în dreptul meu. Nu vreau să vorbesc în dreptul dumneavoastră. Dar din păcate cam acolo de multe ori am cerut în felul acela. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să cunosc cuvântul Tău. Și ce să faci cu cuvântul meu? Să arăți cât de tare ești tu cu alți oameni? Cât de tare ești tu în Scriptură? Sau că știi mai mult decât altul? Deci fiecare să ne răspundem pentru noi. Dar asta m-a mustrat pe mine când citeam lucrul ăsta, mi-a vorbit personal Domnul și de asta am spus ce am spus. Da, mulțumim. În primul rând, pocăința adevărată este un dar de la Domnul și de aceea ar trebui să ne rugăm ca Domnul să ne dea pocăința. Și El ne-a promis că vă faceți lucrul acesta și ba chiar a promis în Vechiul Testament, avem profeții care spun clar că Domnul și-l revărsa Duhul Său de pocăință și va fi o mare pocăință în Israel, adică în biserică de astăzi. Mergem mai departe cu citatul de Sora White, Faptele Apostolilor. Cine dorește să citească? Următorul? Frate Ovidiu? Ucenicii se rugau cu un zel nepotolit, ca să fie făcuți destoinici să-i întâmpine pe oameni și ca în convorbirile lor zilnice să fie în stare să rostească cuvinte care să-i conducă pe păcătoși la Hristos. Înlăturând orice neînțelegeri, orice dorință de întâietate, ei s-au adunat la oaltă într-o strânsă comuniune creștină. Bun. Prima parte, ceea ce avem cu roșu, după aceea vom discuta și partea a doua, cred că este foarte important. Se rugau cu un zel nepotolit ca să fie făcuți destoinici să-i întâmpine pe oameni. Deci nu aveau încredere în sine. De multe ori oamenii, noi, poate eu, poate voi, poate alții, ajungem să credem că suntem cei mai buni. Adică cunoaștem Scriptura, cunoaștem Spiritul Profetic și noi putem vorbi cu oamenii. Ucenicii au înțeles de fapt că ei nu sunt destoinici, încă nu au această abilitate să întâmpine pe oameni, să-i predice Evanghelie. Și spune și că în convorbirile lor zilnice să fie în stare să rostească cuvinte care să-i conducă pe păcătoși la Hristos. Deci nu doar să cunoască adevărul, ci cuvintele lor să fie cuvinte care să-i conducă pe păcătoși la Hristos. Pentru că este posibil cineva să prezinte adevărul, dar cuvintele lui, felul cum prezintă adevărul,
în loc să conducă pe oameni la Hristos, să-i ducă mai departe de Hristos, să-i îndepărteze de Hristos. Și aici este un pericol și cred că trebuie să ne rugăm și noi pentru lucrul acesta, pentru că, vă spun sincer, mă uimesc când citesc, acum îi vorbesc despre ceea ce citesc eu, dar și eu trebuie să mă pun acolo, cum adventiștii care cunosc adevărul, cum se comportă și cum vorbesc cu oamenii. Și vreau să citim un citat din Spiritul Profetic, iarăși, un alt citat, în care Ellen White vorbește cum trebuie noi să prezentăm adevărul. Pentru că ne așteptăm la ploaie târzie. Dar vă spun un lucru. Dacă nu ne rugăm ca apostolii, ca Domnul să ne dă această înțelepciune, să prezentăm cuvântul, ca să atragă spre Hristos, ci avem un alt spirit, chiar dacă cunoaștem adevărul teoretic, noi nu vom primi ploaie târzie. Astăzi, foarte mulți sunt așa de tari în prezentarea adevărului. Dacă îi dai sabia, chiar o să meargă și să omoare pentru adevăr. Și eu vă spun, la timpul ploii târzii, astfel de persoane, și dacă eu sunt acolo în aceste persoane și cineva dintre dumneavoastră, nu vom primi ploaia târzie. Haideți să citim acest citat. Este din Mărturiei volumul 9. Frate Lorin? Da. Aceia care scriu pentru revistele noastre să nu folosească atacuri la și aluzii lipsite de amabilitate, care cu siguranță vor vătăma și vor îngrădi calea și ne vor împiedica să facem lucrarea pe care trebuie să o îndeplinim pentru a ajunge la toate categoriile de oameni, inclusiv la catolici. Datoria noastră, așa ca mâna, datoria noastră este să rostim adevărul cu dragoste, să nu-l amestecăm cu elementele nesfințite ale inimii firești și să nu vorbim lucruri care seamănă cu spiritul vrăjmașilor noștri. Bun. Să nu vorbim lucruri care seamănă cu spiritul vrăjmașilor noștri. Adică, amin. Oamenii care, vedeți acum ultimii 2 ani, această pandemie, acum război, anumite lucruri care s-au vorbit, vedeți cum oamenii din care nu sunt cu noi, adică din ceea ce spunem noi din lume sau din alte denominațiuni, ce spirit folosesc, ce cuvinte folosesc împotriva unor oameni despre care cred că au niște planuri ascunse. Da? Deci că doresc să facă, nu știu, să nu-l amintesc acum, în ordine mondial și mai departe. Ce fel de cuvinte folosesc acești oameni? Cuvinte de ură. Da? Acest este spiritul vrăjmașilor noștri. Dacă noi prezentăm adevărul cu același spirit, noi facem exact ce fac ei. Și sora White avertizează aici în mod special despre revistele noastre, dar putem spune și despre cei care prezintă adevărul, să nu folosească atacuri și aluzii lipsite de amabilitate, chiar când e vorba de catolici. Da. Avem 2 mâini ridicate, frate Lorin și sora Gabriela. Da, spune, aș merge chiar foarte aproape, ba chiar între noi și de multe ori sunt chiar din voce, felul cum prezentăm cuvântul și mie personal mi s-a întâmplat de atâtea ori, fără să-mi dau seama, pentru că e una să ai zelul și alta e să ai ambiția. Sunt 2 lucruri diferite. Poți să ai zel și să vorbești frumos și poți să ai ambiție numai ca să arăți că tu cunoști mai mult decât celălalt. Felul cum prezentăm noi înșine, și nu vreau să vorbesc de nimeni, vorbesc de mine, câteodată lasă de dorit, pentru că nu ne dăm seama cu ce voce și dăm impresia că cumva certăm persoana respectivă sau ne răstim la persoana respectivă. Și am observat și la alte persoane același lucru. Din nefericire, când prezentăm un adevăr și suntem siguri pe el, aproape că am fi în stare să rupem în bucăți acea persoană. Pentru că nu vrea să înțeleagă cum vrem noi să înțelegem. Și aici este greșeala noastră, pentru că greșeala mea, în primul rând, o spun
mie cu rușine, pentru că ar trebui să ne dăm seama, pentru că Iisus vorbește cu blândețe. Și blândețea, în primul rând, atrage oamenii la Dumnezeu. Și noi putem să distrugem foarte ușor, așa cum spune acest paragraf, numai faptul că, cu toate că spunem adevărul, este foarte gravă situația în felul cum îl prezentăm. Trebuie să fim foarte atenți și asta e, în primul rând, o avertizare personală pentru mine. Amin. Așa este. Deci și eu pot să mărturisesc că uneori îmi pare rău ca în felul cum am prezentat lucrurile. Deci suntem cu toți în acest pericol, de aceea trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne dea acest dar de a prezenta adevărul în spiritul spiritul dragostei, cum spune ce, să rostim adevărul cu dragoste, să nu-l amestecăm cu elemente nesfințite al inimii firești. Sora Gabriela. Da, paragraful acesta este foarte delicat, mai ales tot ce ai făcut tu cu rușul acolo. Să rostim adevărul cu dragoste. Este întrebarea cum înțelegem noi să-l rostești cu dragoste. Cum? Cum? Că, de exemplu, spune că inclusiv la catolici. Colega mea, de exemplu, este catolică. Toate-s bune și frumoase până încep să vorbesc cu ea de adevăr. Nu? Când încep să expun ce face instituția papalității și alea, deja începe să uite la mine, opa, numai că nu spune, deja devii răutăcioasă. Și atunci cum? Cum poți să-i spui la un om adevărul? Nu poți să înțeleg că adevărul este adevăr și taie. Și îl va deranja pe celălalt care nu este de acord cu tine, mai ales dacă este în altă credință. Deci oricum te va face ipocrit și oricum te va face nesimțit și oricum te va face cum vor ei. Pentru că și spune la urma urmei mărturia că asta vom fi făcuți la urmă. Da. Da? Cu toată dragostea pe care o duci. Da, citatul continuă, vom citi mai departe, dar fratele Lorin a ridicat mâna. Da, vreau să spun ce spune sora Gabriela. Da, este drept și are dreptate, însă am observat un lucru. Dau un exemplu foarte concret. Deci vorbesc care mi s-a întâmplat mie acum săptămâna trecută. Cunosc persoana respectivă, nu o cunoașteți, oricum nu o cunoașteți și oricum nu-i dădeam numele și dacă o cunoșteați. Am crescut de copil cu această persoană, e crescută în credință. Această persoană, la două din postările care le-am pus pe Facebook, a început să-L înjure pe Dumnezeu. Rețineți ce vă spun. Este, cel puțin așa spune, că este adventist, este crescut în credință. L-a înjurat public pe Dumnezeu și l-a blestemat. Tu care stai acolo și îți bagi joc de oameni, stai bine mersi și noi murim aici. Puteam să intru și să-i spun, măi, dar cum îți permiți tu, măi, cu tare și cu tare și să-l fac să îi spun anumite nume? Dar știți ce am făcut? Am stat, am tăcut din gură, dacă n-ai o vorbă bună de spus, stai din gură. După două zile, la aceeași lucru, la aceeași postare, am trimis din Iov, primul capitol din Iov, de la versetul 1 la 12, cel mai important lucru spune acolo la sfârșit, spune, cu toate acestea, Iov a binecuvântat și a slăvit pe Dumnezeu. O să vă pun în privat acum, după ce l-am jurat pe Dumnezeu, mergem în continuare și o să vă pun în text aici ce mi-a trimis acest om după ce l-a înjurat pe Dumnezeu și l-a făcut cu ouă și cu oțet, să vedeți mărturisirea lui cum l-a mustrat Duhul numai pentru că i-am pus cuvântul lui Dumnezeu. Și asta am vrut să spun, sora Gabriela, dacă vorbim cu cuvântul lui Dumnezeu, oamenii pot să le spui, eu nu vă zic de la mine, eu vă prezint adevărul cum este în Scriptură. Scriptura este și a catolicilor. Dacă ei vorbesc lucrul ăsta, înseamnă că ei se feresc să vorbească de lucrul acesta. Nu este vina mea că ți-o prezint. Nu urâ mesagerul. Urăște mesajul dacă vrei, dar nu mesagerul. Mesagerul nu are nicio vină. Și de multe ori oamenii își dă seama să stați un pic așa că nu vorbește de la ea. Vorbește cu Scriptura. Și atunci oamenii cumva își dau seama, chiar dacă pe un moment par recalcitranți. Și las în continuare să vorbim, iar eu voi pune acest ce mi-a trimis acest om. Da, mulțumim. În sfârșit, dacă o persoană care de alta credință, deci se supără atunci când se spune adevărul, noi trebuie să evităm să vorbim cu persoana respectivă. Nu trebuie să insistăm ca să-i spunem în momentul când ea se opune, ci să ne rugăm pentru ea.
Pentru că poate încă nu e timpul pentru ea, pentru a fi. Pentru că să-i se spună aceste lucruri. Fatul video? Vreau să zic și eu aici că referitor la a vorbi adevărul cu dragoste nu se referă la faptul că îi spunem adevărul cuiva și se supără, ci mai mult a nu rosti vorbe urâte la adresa celui care ne primește nouă mesajul și să nu ne comportăm într-un mod necreștin cu el. Nici de cum de a faptul că el. Deci vorbirea noastră trebuie să fie una plină de dragoste, chiar dacă uneori îi supărăm, dar nu în sensul că dacă i-am supărat și ei se supără pe noi, noi acum trebuie să răspundem cu aceeași monedă. Asta e, zic eu, că ar fi vorba aici. Da, așa cum a spus, citatul continuă și vom citi partea mai departe ce spune. Cuvinte de jignire, cuvinte de insultă la adresa persoanelor. Și insistența, adică să-i prezentăm, să-i spunem că biserica lor este Babilon sau este, nu știu, apostaziata sau că este anticristul acolo, pentru toate lucrurile este timp. Și de aceea doar Dumnezeu trebuie să ne conducă, dacă avem Duhul Dumnezeu, vom ști când este timpul să rostim cuvântul. Știm că va fi împotrivire, știm că lumea se va ridica împotriva noastră, asta este clar. Dar dacă, nu știu, ați citit, poate recent am postat câteva citate despre apostoli și despre timpul nostru. Spune că poporul Dumnezeu nu va intra în dispută. Și acolo dați oravait exemplu cu cei trei tineri în Babilon. Ei n-au intrat în dispută, în controversă, în ceartă cu regele Babilonului, ci pur și simplu i-a spus: împărate, dacă tu așa ai decis, să știi că noi nu ne putem închina chipului tău. Dacă ne arunci în foc, asta este. De multe ori noi intrăm în dispută. Nenorocitule, tu mi spui așa. Sau... Deci am auzit cuvinte, astfel de cuvinte. Nenorociții aceștia, uite ce fac. Deci, asta este felul de exprimare greșit. Mai ales, vom citi mai departe. Sora mai spune în partea a treia din acest citat că sunt oamenii care nu cunosc adevărul, oamenii care sunt în neștiință. Și vom vedea că noi suntem mai vinovați decât mulți dintre ei. Haideți să citim partea a doua din acest citat. Toate atacurile, mă auziți? Da. Toate atacurile înțepătoare se vor întoarce asupra noastră în dublă măsură, atunci când puterea este în mâinile acelora care o pot folosi în dauna noastră. Din nou și din nou mi-a fost dată solia că dacă nu este absolut necesar pentru apărarea adevărului, nu trebuie să rostim și nu trebuie să publicăm nicio propoziție, mai ales când este vorba de persoane, și să nu folosim cuvinte care i-ar întărâta pe vrăjmași împotriva noastră și ar aprinde pasiunile lor până la fierbere. Mai ales când Din este vorba de. păcate, acest lucru se întâmplă. Da, mai ales când este Întâmplă. vorba de persoane. Interesant este ce am auzit cu ceva timp în urmă. N-am verificat eu, dar am auzit că Sora White, în toate scrierile ei, niciodată nu a amintit numele papei care a fost în timpul acela. Niciodată nu a vorbit nimic despre papa. Papa care a fost. A vorbit despre papalitate ca sistem, dar nu a amintit numele actualului papa. Astăzi, știți ce se vorbește despre actualul papa. Ar trebui să ne ferim și de lucrul acesta. Da, trebuie să prezentăm adevărul despre fiara, icoana fiarei, semnul fiarei, bineînțeles, dar aici vorbește Sora White și despre că nu este necesar să evităm să vorbim despre persoane și să nu folosim cuvinte care i-ar întărăta pe vrăjmașii împotriva noastră. Hai să citim mai departe. Următorul de citit, frate Lorin.
realitate, așa că am apăsat pe ceva și nu mai vedeam pe ecran. Da, este adevărat că ni se poruncește, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporul meu nelegiunile lui, case lui Iacov, păcatele ei, Isaia 58:1. Solia casei acestei trebuie să fie vestită, dar chiar dacă trebuie să fie vestită, să fim atenți ca să... Stați așa, că ecranul ăsta nu știu ce are. Ca să nu atacăm și să nu-i punem la strâmtorare și să nu-i osândim pe aceia care nu au lumina pe care o avem noi. Deci e vorba de oamenii care trăiesc în vremuri de neștiință. Ei nu au lumină. Și aici mă refer la oamenii care nu cred în Scriptură. Necreștini, ateiști, de exemplu, comuniștii, da? Oamenii care sunt lumești, pe care noi spunem, cei din lume, care nu cunosc Scriptura. Să nu îi osândim pe aceia care nu au lumina pe care o avem noi. Și chiar acest verset din Isaia 58, nu-i ca o mișcare, mă refer la mișcarea noastră. Facem o mare greșeală atunci când vorbim despre, acum mă refer nu la cei care nu au lumina, ci mă refer la frații din biserică, în mod special pastorii sau chiar președintele conferinței generale. Atunci când noi punem pe Facebook mesaje cu jicniri și tot felul de cuvinte împotriva președintelui, împotriva președintelui Uniunii sau împotriva președintelui unui pastor, oricare ar fi, cuvinte de insultă, cuvinte, tot felul de cuvinte josnice. Este exact ce spune sora White aici. Noi stârnim de multe ori împotrivire din partea fraților adventiștii prin felul cum noi vorbim despre ei. Și cred că toți ați fost martori la astfel de mesaje și la astfel de cuvinte. Ar trebui să fim foarte atenți și să ne rugăm să vorbim cu dragoste cu frații noștri, inclusiv cu pastorii și cu președinții de conferințe, diviziunii, conferințe generale și mai departe. Niciodată să nu ne permitem să folosim astfel de cuvinte de nu știu cum să numesc. Da, sora Mihela. Da, așa este. Vreau să zic că mai ușor ne lăsăm conduși de spiritul celui rău când am putea pur și simplu, de exemplu, la președinte. Dacă avem pagina dumnealui sau nu știu, sunt anumite conversații, putem să spunem, frate, uitați ce spune Domnul, chiar scrie sora White în mărturii. Este adevărat că lucrarea noastră presupune o luptă, dar armele noastre trebuie să fie acelea care se găsesc într-un clar, așa zice Domnul. Lucrarea noastră este aceea de a pregăti un popor care să stea în picioare în marea zi a lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne lăsăm atrași în acte care ar putea încuraja controverse și ar da naștere la conflicte în rândul celor ce nu împărtășesc convingerile noastre religioase. Și atunci când vorbești frumos cu omul, mie chiar mi s-a întâmplat. Nu, eu eram într-un grup de frații trinitarieni și felul cum vorbesc, felul cum mă comport cu ei și cum mă rog împreună cu ei și cum le prezint anumite lucruri, la un moment dat un frate a spus că văd că și-a dat seama că de fapt noi nu suntem așa de răi cum ne-au etichetat alții, că noi nu credem în Duhul Sfânt și încet, încet, vorbind cu dragoste și considerându-i frații tăi, ei încep să înțeleagă și să zică, măi, dar stai un pic, că oamenii ăștia sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, au roadele Duhului Sfânt. Deci e foarte important felul cum ne adresăm la oameni. Da. Da, de exemplu, mesaje ca președintele conferinței generale este iezuit. Fără nicio dovadă că este așa, sau că a dat mâna cu papalitatea, sau că, nu știu, are o agendă ascunsă. Sunt lucruri care nu trebuie să le spunem. Decât dacă avem clar un video cu cuvintele lui, că el spune astfel de lucruri. În momentul când facem niște bănuieli, totul este de fapt o lucrare falsă, o lucrare greșită. Este spiritul diavolului de a ataca, de a jigni, de a distruge. Da?
să nu osândim pe cei care nu au lumină. Pentru că Dumnezeu nu se uită la vremurile de neștiință. Și aia să vedem acum ce spune sora White. De fapt, avem mâna ridicată. Frate Lorin? Da, numai scurt, am vrut să spun. Ai spus dacă avem vreun video cu el. Eu nu m-aș baza pe un video. Și aș merge chiar foarte aproape. Dacă eu am fost martor la acea discuție, e cu totul altceva. Dar videourile, în ziua de azi, cu aparatura care este, se pot manipula. Și vă spun sincer că sunt programe care se pot face lucrurile astea și dacă vrei să-i faci rău la cineva, poți să faci lucrul acesta. Așa că de aia să nu judecăm, cum spune Scriptura, ca să nu fim judecați. Așa judecata este a Domnului și atunci noi trebuie să stăm, spunem exact cum a zis și sora Mihaela și cum scrie Scriptura, este scris, iar dacă nu ni se primește, exact cum a amintit și fratele Dean, retrage-te. Nu mai insista pentru că nu este primită sămânța. Și mai bine să tacem în gură decât să spunem ceva care nu folosește. Bun. Haideți să vedem acum ce spune sora White despre cei ce n-au lumina și cei ce au lumina. Cine este mai vinovat dacă avem lumina și nu trăim? Mai departe, același citat este. Deci Mărturie Bumul 9, pagina 241 până 244. Eu am ales doar câteva paragrafe, dar puteți citi întregul context. Da. Ar fi bine să lăsăm și alții să citească, pentru că sora Gina a ridicat mai... Da, acum a ridicat iarăși. Sora Gina? Deschideți microfonul, sora Gina. Citeam și nu auzea nimeni. Mă iertați. Aceia care au avut mari privilegii și ocazii, dar au neglijat, aș dezvolta puterile lor fizice, mentale și morale... și au trăit pentru a-și plăcea lor înșiși, refuzând să-și poarte răspunderea, sunt mai vinovați înaintea lui Dumnezeu și se află într-un pericol mai mare decât aceia care sunt în întuneric doctrinar, dar care caută să trăiască pentru a le face bine altora. Nu-i criticați pe alții, nu-i condamnați. Da, Domnul Hristos a spus că vameșii și curvele vor intra în împărăție și fii luminii nu vor intra. Noi nu știm ce se petrece în inima unui om care nu-L cunoaște pe Domnul, care trăiește în întuneric, care nu are lumină. Fie face parte dintr-o biserică, fie este poate ateist. Eu cred, și acum spun, știu că unii nu să fie de acord, nu de aici neapărat, dar cei care vă scuza pe YouTube, eu cred că mulți dintre cei care sunt în lume, ateiștii, care nu cred în Dumnezeu sau care nu cunosc pe Dumnezeu așa cum cunoaștem noi, recomandând anumite metode, anumite lucruri pentru care ei cred sincer că prin aceasta ajută omenirea. Nu vreau să acum să merg în detalii, dar noi le acuzăm pentru că nu credem în metodele lor. Da? Eu sunt convins că unii oameni în mod sincer au recomandat anumite tratamente crezând că cu aceasta ajută oamenii. Și eu cred că Domnul se uită la motivațiile lor. Nu este treaba noastră să-i judecăm că ei au agenda ascunsă și doresc să facă anumite lucruri. Fratele Lorin a zis foarte bine mai devreme despre videouri. Am descoperit câteva videouri montate special pentru a transmite o idee care omul respectiv nu a spus-o. Și a fost acuzat că el are anumite planuri să facă anumite lucruri. Prin videouri aranjate în mod special ca să apară că spună lucruri acestea, în timp ce în realitate întregul video spune altceva. Asta este lucrarea diavolului. Când noi ne folosim astfel de videouri și le punem în fața altora și spunem, uite-mă ce fac oamenii aceștia. Noi, de fapt, facem lucrarea diavolului, nu lucrarea Domnului. Sunt convinte destul de dure, dar așa este. Nu este treaba noastră să judecăm motivele oamenilor. Sunt oamenii care trăiesc în întuneric spiritual, oamenii care nu cunosc pe Domnul, nu au lumină. Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii. Domnul Hristos a poruncit, mergeți și predicați Evanghelia tuturor, inclusiv acestor globaliști, inclusiv catolicilor, inclusiv pentecostalilor, evanghelicilor, musulmanilor și mai departe.
Toată lumea are nevoie de Evanghelia. Să nu ne ferim să prezentăm, dacă avem ocazia, acestor oameni. Chiar și acestor societății secrete, dacă fac parte, nu știu, din, să nu amintesc acum, masonii și alții. Chiar dacă sunt acolo și ei au nevoie de Evanghelia, pentru că și ei nu au lumina, ei sunt în întuneric. Frate Lorin. Da, cineva predica Evanghelia undeva în New York, acum de curând, care mai urmăresc eu pe Facebook, și nu știu ce religie, nu contează, predicat în Cuvântul Lui Dumnezeu, a fost cuipat, erau oamenii în jurul lui, se uitau cu dispreț la el, și la un moment dat, cineva băut a venit și el stătea pe un, cum se cheamă, nu podium, un ăsta de pui laptele în el, cum se cheamă, o cutie din aia. Și cineva a venit pe la spate, acest om băut, și a dat cu piciorul în cutia aceea și era să cadă omul să-și rupă spatele. N-a făcut nimic, numai atât l-a întrebat, de ce ai făcut lucrul ăsta, te-a deranjat cu ceva? Și n-a făcut absolut nimic. Și i-a zis, Domnul să te binecuvânteze. Și atâta tot. Știți ce s-a întâmplat? Vindea omul, vindea, dădea cărți. N-a vrut nimeni să ia cărți înainte de acest incident. După ce a văzut reacția acestui om, în câteva minute n-a mai rămas omul cu nicio carte. Toți care erau strânși acolo, numai pentru faptul că n-a reacționat la provocarea acelui om, a fost interesat să vadă ce are acel om de prezintă în cărțile acelea, adică ce prezintă el în cărțile acelea, de l-a făcut să fie în felul ăla. Și asta povestea și el și a zis că nici eu nu mă așteptam ca Dumnezeu să folosească o astfel de metodă pentru ca să pot să împăr cărțile. Până atunci, unul n-a vrut să ia nimic. Nici măcar n-a vrut să uite la cărți. Deci, slavă Domnului. Să ne pună pe gânduri lucrul ăsta. Da, exact așa este, pentru că caracterul nostru și modul cum ne raportăm la oamenii va face ca oamenii să fie interesați de mesaj sau o să fie împotriva. Dacă ei văd același spirit pe care o au și ei, atunci nu vor fi atrași niciodată la adevăr. Pentru că spune, că da, dar ei ce pot să ne prezinte dacă ei sunt la fel ca noi? Ei trebuie să vadă în noi ceva deosebit, ceva diferit. Și atunci oamenii vor spune, haideți să vedem noi ce am făcut din acești oameni să se comporte în felul acesta, pentru că noi nu cunoaștem așa ceva. Este normal ca omul să lupte pentru drepturile lui. Este normal ca omul, dacă ești atacat, să întoarce cu același monedă. Și oamenii îmi spuneau, astea sunt diferiți, astea ceva supranatural. Haideți să vedem care este secretul acestui comportament. Și atunci vor căuta să cunoască adevărul și ei. Haideți să mergem mai departe, că am oprit la acest citat. Am citit acest citat mai devreme și am comentat prima parte. Și acum partea a doua, înlăturând, e vorba de apostolii, înainte de primirea ploii timpurii, înlăturând orice neînțelegeri, orice dorință de întăietate. E, aici avem iarăși o problemă. Mai întâi s-a rugat pentru ca Domnul să-i dea cuvinte potrivite pentru a prezenta adevărul, dar, de asemenea, între ei au înlăturat orice neînțelegere. Ceea ce înseamnă că au fost neînțelegeri. Orice dorință de întăietate. Dacă noi vrem să primim ploaia târzie, aici avem de lucrat. Între noi există neînțelegeri? Da. Destul de mult, da? Și da. Dorim să primim ploaia târzie. Eu vă spun, dacă noi nu înlăturăm orice neînțelegere printre noi, noi nu vom primi ploaia târzie. Cel puțin să avem noi această dorință și a lucra pentru lucrul acesta, pentru că noi nu putem obliga toți oamenii să facă lucrul acesta, dar fiecare în mod personal trebuie să caute să înlăture orice neînțelegere cu frații lui. Și în mod special dorința aceasta de întăietate. Cine este mai mare, nu? Cum a fost și apostolii aveau lupta aceasta, cine să fie mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. Da, frate Ovidiu.
Bine, ai amintit. Eu am vrut să spun că rămăsesei doar pe neînțelegeri. Oare dorință de întâietate nu avem și noi aici? Nu trebuie să răspundeți. Fiecare să cerceteze. Da, da. Eu nu cred. Ba, eu cred, sora Mihaela, că dacă ne taie cineva calea și dacă ne-a călcat pe bec, imediat vrem să răspundem înapoi că luăm foc. Și cum să rămân eu mai jos decât ăla la altul? Și asta e tot un fel de întâietate. Da, bine, nu să rămâi mai jos, dar, de exemplu, dacă ți se face o nedreptate, tu trebuie să vorbești un lucru ca să nu se creadă, adică să explici problema, să nu se creadă un lucru greșit despre tine. Dar nu ca să jignești sau să dorești să fii tu mai presus sau să te consideri tu mai sfânt, mai... Da, aici, corect, este, dar eu aici nu... este personal lucrul acesta, nu știm inima fiecărui om, nu? Da. Nu, eu nu mă, eu mă refeream la faptul că, spre exemplu, uite, cineva vorbește ceva și am avut ocazii în care a vorbit ceva ce nu era la subiect. Și altcineva vorbește și spune, dar nu este cazul să vorbești sora sau fratele de așa ceva. Nu este în subiectul nostru. Dar cine te-a pus pe tine să fii tu întâi? Da. Da, deci, mă rog, nu merg mai departe, dar ca să explic ceea ce am vrut să zic. Da. De exemplu, poate să există această dorință sau luptă pentru întâietate, cine să fie mai mare. Adică cine să prezinte mai mult. Nu știu, vă dau un exemplu, se face o tabără și luptă cine să prezinte mai multe prezentări, să aibă mai multe predici. Adică eu sunt mai bun decât ceilalți, eu prezint mai bine, eu am dreptul să am 3 prezentări. Fratele cu tare nu este atât de bun, el trebuie să aibă una. Este luptă pentru întâietate care poate să existe în noi. De asemenea, acum pe discuția acestea pe Zoom, dorința de întâietate sau luptă pentru întâietate poate să fie și modul cum răspundem la întrebări. Cineva care crede că cunoaște mult, acum nu vreau pe nimeni să jignesc, că este o chestiune personală, nu lasă pe alții să vorbească. Adică mă cred eu cel mai deștept și eu trebuie să răspund la orice întrebare, eu trebuie să comentez, să preiau discuția de marea parte din discuție, eu să o conduc, de fapt. Nu, mă refer nu cel care e moderator, cel care conduce, cel care comentează. De multe ori preiau toate comentariile, poate să ajungă la 70% din comentarii să fie o singură persoană. Acum înțeleg, dacă ceilalți nu au ce să spună, nu ridică nimeni mână, nu vrea să comenteze, înțeleg că trebuie cineva să comenteze. Dar uneori poate credem că, păi da, stai, eu să ridic mâna pentru că eu sigur că știu mai bine decât celălaltul. Dacă există astfel de gânduri printre noi, ar trebui să ne gândim și să spunem, mai fraților, hai să lăsăm și pe ceilalți, să spună și ei. Pentru că în mulți, cum spune acolo, sfătuitorii este înțelepciunea. Ok, eu cred că trebuie fiecare dintre noi să cerceteze inimile dacă există această dorință de întăietate în orice domeniu, nu doar în domeniul spiritual, poate să fie și în alte domenii. Noi știm că printre apostole a fost dorința aceasta, avem acest exemplu când ucenicii, doi apostoli, doi frați, Ioan și Iacob, au cerut să fie în împărăție lângă Hristos, la dreapta și la stânga, nu? Și probabil, nu probabil, ci sigur și ceilalți, pentru că sora mai spune că acest gând, această dorință a fost în inima tuturor. Doar că aceștia au prezentat-o în mod public. Dar toți au avut același dorință, același gând. Da, frate Ovidiu? Vreau doar să zic și la faptul că dăm răspunsuri și uneori nu lăsăm și pe alții. Poate prin faptul ăsta chiar îi inhibăm de a mai vorbi. De-aia, eu zic că ar fi bine să fim mai precauți și să lăsăm și altora dreptul acesta. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu fac nicio aluzie, dar vreau să spun că putem prin felul acesta să închidem unora gura în felul acesta. Da. Bine, noi am avut, acum nu mai este așa problema, deci de câte văd nimeni nu insistă la fiecare întrebare să dea răspuns.
Dar am zis că există acest pericol să ne gândim în felul acesta. Dacă nimeni nu ridică mâna și se pune întrebare, sigur că dacă cineva crede că are răspuns și ridică mâna, chiar dacă a răspuns și înainte, nu e nicio problemă. Dar că se ridică mai multe mâini, mă refer la asta. Da. Deci vedem această pregătire timp de 10 zile a apostolilor, rugăciune, mărturisirea păcatelor, rugăciune pentru a fi făcuți în stare să prezinte cuvântul în mod corect, da? A înlăturat orice neînțelegere, orice dorință de întăietate. Da, sora Roxana. Vreau să spun că asta depinde și de moderator, de exemplu cel care vede și care conduce această discuție, trebuie să fie, cum îi zice, drept. Deci să dea la toată lumea dreptul, fără să, și dacă unul ridică mâna, nu-l pui. Deci cel care conduce trebuie să fie drept, ca și la școală. Profesorul trebuie să fie drept, să vadă cum sunt elevii și să conducă clasa. Da, așa este. Deci sunt de acord, ai dreptate pe deplin. Ok. Haideți să mergem mai departe. Ce s-a întâmplat după această pregătire? Deci, așa cum am spus, repet, pentru că trăim în timpul când trebuie să primim ploaia târzie. Să nu credem că vom primi dacă nu facem o pregătire asemănătoare cu cea care au făcut-o apostolii. Ploaia târzie vor primi doar oamenii care s-au pregătit pentru ploaia târzie. Oamenii care și-au mărturisit păcatele, nu doar au mărturisit, ci au părăsit păcatele, au cerut de la Domnul înțelepciune să prezinte cuvântul în mod corect, conduși de Duhul Dumnezeu, nu mai luptă pentru întăietate. Da? Deci toate aceste lucruri, doar cei care le fac și reușesc prin puterea lui Dumnezeu să le facă, doar aceștia vor primi ploaia târzie. Da, și haideți să citim următoarele versete, de 2 până la 4. Cine dorește? Acum am zis să nu... Da, sora Roxana, ridicați mâna, pentru că dacă nimeni nu ridică, trebuie cineva. Sora Roxana. Și dintr-o dată a venit un sunet din cer ca al unui vânt vijelios, puternic, și a umplut toată casa unde erau ei așezați. Și le-au apărut limbi despicate ca de foc și s-au așezat peste fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le dădea Duhul să vorbească clar. Da, este ceea ce noi numim revărsarea Duhului Sfânt sau ploia timpurie. Au primit plinătatea Duhului Dumnezeu, Duhului Hristos, pentru a fi martorii lui Hristos și pentru a prezenta cel din afară adevărul despre planul de mântuire. Toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Dacă nu aveți altceva de comentat, m-aș opri la aceasta cu alte limbi. Știți că astăzi există unii creștini care cred că aceasta alte limbi se referă la limbii necunoscute. Și există această mișcare care crede că Domnul, Duhul, când primesc Duhul, încep să vorbească în limbii necunoscute. Ce credeți voi despre ce este vorba aici? Ce fel de limbi au început să vorbească apostolii? Frate Lorin. Da, nu știu dacă contează ce cred eu. Eu citesc ce spune Scriptura. Ce stă scris. Limbi, da, ce scrie în Scriptură. Dacă citim mai departe, acolo spune clar că erau adunați din mai multe țări oameni. Veneau de peste tot, Mesopotamia, Egipt și așa mai departe, din Grecia, de unde veneau și cum spune Scriptura. Și zice, cum se face că nu sunt oameni aceștia evrei? Cum se face că ei vorbesc, ei auzim vorbit în limba noastră maternă? Chiar așa și spune Scriptura, în limba noastră maternă. Și au umplut uimirea, cum se face că ei vorbesc atât de deslușit, atât de clar?
Deci aici nu e vorba că vorbim niște limbi care sunt neînțelese. Pavel spune clar și explică, când cântăm la un instrument, nimeni nu cântă la instrumentul la o melodie neînțeleasă, ci le pune ca în așa fel melodia aceea să fie înțeleasă de toată lumea. Și tot el spune, când cineva vorbește într-o limbă, chiar știind o limbă care este înțeleasă, dacă nu este nimeni dintre voi care să traducă, să o tâlmăcească, că asta înseamnă să o traducă, mai bine să tacă din gură să nu vorbească. Că ce folos ar folosi la cineva să se roage în o altă limbă dacă nu-i sfințește pe cei ce aud acea rugăciune? Cum pot să zic eu amin dacă eu nu înțeleg ce, pentru ce se roagă acel om? Ori dacă eu am nevoie de un traducător, de multe ori cel care vorbește altă limbă, cum să zic eu, trebuie să și cunoască ceea ce cunoaște, dar dacă nu mai are pe încă unul lângă el, să tacă din gură, să nu vorbească. Asta ne explică Scriptura. Noi nu trebuie să ne luăm ceea ce credem noi, ci să stăm la ce stă scris. Corect. Scriptura se explică singură. De acord, chiar următoarele versete au fost 5 și 6, ceea ce a spus tatăl Lorin, fiecare om îi auzea vorbind în propria lui limbă. Și sora White, de asemenea, în Faptele Apostolilor, descrie faptul că a fost nevoie de acest dar ca Evanghelia să fie predicată. Acum vreau să vă întreb și cu acesta vom închide, pentru că deja a trecut o oră de cât am început. Așa a fost la revărsarea Duhului Sfânt acum 2000 de ani, ploaia timpurie. Ce credeți, în ploaia târzie va fi darul acesta iarăși manifestat în măsura în care a fost manifestat la ploaia timpurie? Eu cred că da. Dacă este nevoie, eu, da, Dumnezeu ne va da acest dar. Și eu cred, pentru că trebuie ca fiecare să înțeleagă în limba lui ce vrei să-i spui. Bun. Eu personal, vă spun ce cred personal, nu cred că va fi în același măsură, pentru că astăzi Evanghelia este în toate limbile și în fiecare țară există oamenii care prezintă adevărul. Da, eu cred că va fi. Pentru că este posibil într-o țară în care există, uite, România, există oamenii unguri, există, nu știu, ruși și alte limbi. Probabil unii nu știu limba română bine și este posibil darul acesta să fie dat în caz dacă, nu știu, nu există unul cu limba respectivă care vorbește, este posibil cineva care nu cunoaște limba respectivă să primească acest dar. Dar în momentul când există oamenii care cunosc limba respectivă, nu cred că Domnul va da acest dar altuia care nu e nevoie să, nu are nevoie de darul acesta, știți? Asta vreau să spun. Dacă eu nu am să-i prezint unui maghiar adevărul la timpul ploii târzii, dacă nu mă întâlnesc cu niciunul și nu am nevoie, nu primesc darul acesta. În timpul acela a fost altceva. Vorbim despre niște oameni pescari, în mare parte dintre ei, care nu erau foarte educați și probabil nu cunoșteau, nu știu, probabil știau limba greacă, nu știu dacă știm că Pavel cunoștea, dar ceilalți nu știm. Dar oamenii erau adunați din mai multe națiuni care vorbeau diferite limbi, pe care apostolii nu le cunoșteau. Și atunci darul acesta a fost dat ca ei să prezinte adevărul în limbile respective. Da, frate Lorin? Da, este de acord cu tine, dar totuși mă gândeam acum în timp ce spuneai, spre exemplu, dacă eu am pe cineva care, eu știu, tot încerc să-i spui de Evanghelie, să-i spui și Domnul a pregătit pentru el de spune, măi, eu știu că ăsta nu cunoaște limba asta, a mea. Și dintr-o dată eu vorbesc la perfecțiune cu el acea limbă și vorbesc pe limba lui, pe înțelesul lui. Omul acela sunt sigur că va fi mărmurit, va spune, măi, ăsta cum, de o viață întreagă îl cunosc sau îl cunosc că știam cum zicea și de ucenici. Nu sunt ei niște pescari, nu sunt ei, nu era ăsta care pescuia, nu era ăsta care era român și nu cunoștea nicio limbă. Uite, acum vorbește în limba mea, de unde până unde a învățat ăsta limba asta așa perfect? Da. Și s-ar putea ca Dumnezeu să folosească acest dar, nu neapărat pentru a traduce,
ceva ca un semn că nu este cel care vorbește, ci este Duhul Domnului care îi vorbește. Pentru a trezi în acea persoană, eu știu, să miște inima acestei persoane. Zic, nu știu. Da. Nu, eu o presupunere. Sunt de acord. Spune clar ca și cei care sunt din partea Domnului vor săvrăși minuni. Inclusiv poate și darul limbilor ca o minune pentru cei care poate au nevoie de astfel minune ca să fie atrași către adevăr. Dar încă un lucru vreau să spun, ultimul meu comentariu. Noi știm că și Satana va face minuni. Nu știm exact toate minunile pe care le va face, dar este foarte posibil și Satana, nu știu cât are puterea aceasta, cât i-s dat, să facă pe oameni să vorbească în alte limbi. Și nu limbi necunoscute, ba chiar limbi cunoscute. Ce vreau să spun este că sora mai spune foarte clar că minunile nu vor fi dovada pentru noi că cineva este condus de Dumnezeu. Vor face minuni și unii și ceilalți. Dar argumentul principal este stă scris pentru noi. Spune sora White că minunile ne vor pune la test, chiar și pe adventiștii. Și vorbim despre minunile vindecării, oamenii pe care poate le cunoaștem și vom vedea vindecării adevărate. Deci nu ceva cum se fac astăzi minunii false, vindecării false. Vindecării adevărate în care un om care poate ani de zile nu a putut să meargă, se ridică și merge în picioare. Și noi știm că va fi altă putere, alt duh. De aceea închid cu aceasta. Nu ne bazăm pe minuni, cu toate că credem că copiii lui Dumnezeu vor face minuni. Dar dacă vine cineva, face o minune și spune să mergem după alți dumnezei sau să credem alte învățături decât ceea ce este scris, să știm că omul acesta nu este condus de Duhul Dumnezeu, ci este un alt duh. Sora Roxana. Vreau să spun, în timpul lui Moise a fost tot așa. Deci unul făcea minuni, celălalt ce făcea minuni. Unul făcea minuni și ceilalți făceau. Cam același lucru, nu? Era cu șarpele, făceau și ceilalți ca șerpii, ca bețele să se transforme în șarpe și așa mai departe. Dar nu ți-ai terminat ideea? Ai zis că nu crezi că o să fie limbile, dar ce crezi că o să fie? Nu, deci nu am zis, am zis așa, nu cred că va fi în același măsură. Pentru că astăzi există oamenii care cunosc adevărul în toate limbile. Dar cred că dacă este, uite, fratele Lorin a amintit mai devreme despre o persoană care, auzind că vorbesc în limba lui, și el știe că eu nu cunosc limba lui, va fi un ajutor pentru a veni să asculte adevărul. Da, cred că darul limbilor va fi, dar nu în același măsură în care au primit-o apostolii. Asta am zis. Dar eu știți ce cred? Eu cred că o să fie, deci dacă stăm să ne gândim la ce a zis sora White, sora White zice că mișcarea misionară medicală va fi mâna dreaptă a Evangheliei în timpul din urmă. Zice că foarte mulți oameni care nu să vrea să asculte Evanghelia, o să asculte Evanghelia în momentul în care devin bolnav și vin adventiști și îi fac bine prin metode naturale, adică prin metodele care ni le-a dat Dumnezeu. Și asta poate să fie ceva. Bine, nu doar atunci. Deci mâna dreaptă, lucrarea medicală este astăzi mâna dreaptă a Evangheliei. Știu, dar în general, adică atunci poate e mai tare, adică la asta am răspuns, pentru că dacă vedeți ce se întâmplă astăzi, vedeți că spitalele și astea au devenit centre în care toată lumea le e frică să mai intre. Deci s-ar putea să stea acasă și să moară ca să nu le să ducă acolo să moară de frică acolo să se îmbolnăvească. Deci cel puțin așa e în Portugalia. Eu nu știu cum e la voi, dar la noi nu vor să mai se ducă oamenii la doctor. Le e frică de doctor. Exact. Deci ar putea să fie asta, această lucrare misionară medicală, o metodă de a intra în multe case unde normal n-ai fi putut intra niciodată. Da, da. Fratele Lorin are mâna ridicată primul și după aceea sora Mihaela.
Da, vreau să spun că putem să facem lucrurile astea care s-au menționat, dar să nu uitați un lucru. Domnul Hristos, vă amintiți ce spunea după ce făcea o binefacere? După ce vindeca pe cineva? Du-te și să nu spui la nimeni ce ți-a făcut Domnul. Du-te și să nu spui la nimeni ce ți-a făcut Domnul. La majoritatea nu făcea ca să se dea mare. Ori cei care nu vor fi de partea Domnului, nu știu, asta e o presupunere de aia, s-ar putea să fiu greșit. Dar din câte am observat în Scriptură, majoritatea timpului, Domnul Hristos nu s-a dus să dea cu trâmbița, ia uita ce am făcut eu, să se laude. Păcând Satana are această, vrea intenționat ca oamenii să vadă aceste minuni ca să-i atragă la el. Păcând Domnul când face o milostenie, zice, voi când faceți o milostenie, oricare ar fi ea, să o faceți în ascuns. Pentru că Tatăl vostru care este în ascuns vede toate aceste lucruri. Și atunci lucrurile astea vor fi deosebite. Da, s-a amintit cu Egiptul că și aceea, dar să nu uităm că la un moment dat a zis, aici este mâna lui Dumnezeu. Când au încercat să facă minunea, i-a zis clar lui Faraon, aici nu mai putem să umblăm, aici este minunea lui Dumnezeu. Deci va fi, sunt sigur că Dumnezeu va face o diferență între cei falsi și cei adevărați, pentru că Dumnezeu nu va lăsa lucrurile așa. Da, așa este. Sora Mihela avea mâna ridicată. Nu se aude. Nu se aude nimic. Da, frate Ovidiu? Din câte am înțeles ce spunea sora Roxana, spunea că unii nu vor auzi Evanghelia. Dumnezeu nu va face minuni pentru cei care nu aud Evanghelia, adică nu vor să o audă. Doar de dragul de a face minuni și în felul ăsta să fie vindecați. Cred că cele două merg împreună, într-adevăr, cum s-a spus, dar nu una o precede pe cealaltă în sensul de a face minuni, pentru că au fost mulți leproși care au fost vindecați și Mântuitorul, cum a zis și Lorin, spunea oare și ceilalți n-au fost și ei vindecați cum a fost și acesta? De ce toți au răspuns? Bine, eu consider că Dumnezeu este nepărtinitor, dă ploaie bună și peste cei buni și peste cei răi, dar nu cred că va face o minune doar de dragul ca să-i convingă pe unii că prin minune în felul ăsta îi poate atrage la el. Sper să nu creadă sora asta. De asta am zis că sper să nu fie aceasta principalul, adică mâna dreaptă a Evangheliei, să zicem lucrarea medicală misionară, nu este un scop de a atrage pe cineva. Poate va atrage, nu zic că nu, dar nu este un scop în sine. Cam atât am zis. Da, deci vreau să spun încă ceva. Așa cum citim, și copiii lui Dumnezeu, și copiii diavolului vă face minune. Asta este clar. Dar cred că ceea ce va face deosebire este caracterul, spiritul prin care vorbesc unii și ceilalți. Și ascultarea. Și ascultarea. De ce ascultă unii și de ce ascultă ceilalți. Nu, deci acum știți cum este. Deci vorbim despre creștinii și creștinii, nu? Cei care sunt oponenții adevărului sunt de fapt creștinii. Care se numesc creștini, protestanți și catolici uniți. Și ei vor prezenta Scriptura, vor veni cu versete biblice. Și copiii lui Dumnezeu vor veni cu versete biblice. Eu sunt convins de lucrul acesta. Și unii și ceilalți fac minuni. Unii oameni care nu au citit Scriptura niciodată, nu pot să facă imediat diferența, dar ei vor vedea spiritul prin care unii și ceilalți vorbesc. Și eu sunt convins că spiritul acesta va atrage oamenii să înțeleagă, și bineînțeles, aici lucrează și Duhul Dumnezeu în inimile oamenilor. Sunt oamenii sinceri care doresc să cunoască adevărul, au toată dorința să înțeleagă care este adevărul. Și atunci, de aceea vorbim despre acest caracter pe care trebuie să-l prezentăm, felul cum prezentăm adevărul. În timpul acela copiii Dumnezeu vor binecuvânta
și se vor ruga pentru oponenții lor, în timp ce ceilalți fac minuni și spun acestea să nu știu, să le dați-le o bătaie, dați-le afară din oraș, omorăți-le. Și oamenii vor vedea, stai puțin, ce spirit este aceasta? În timp ce ceilalți spune Domnul să ne binecuvânteze. Nu intră în dispută, nu intră în ceartă. Asta spune Elevai, chiar acele citate pe care le-am tradus zilele trecute. Nu vom intra în dispută, când, în timp ce ceilalți intră în dispută, se ceartă, încep să urle, să țipe la noi. Fac minuni și au un spirit diabolic. Și oamenii atunci văd diferența între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, chiar și dacă unii și ceilalți vin cu Scriptura. Să știți că și cei care sunt din partea diavolului au anumite versete pe care le folosesc pentru credința lor. Bineînțeles, interpretate greșit și folosite greșit. Da, frate Lorin. Cel mai rău ce îl capă pe nervi, pe bec, pe cei din vechime, din timpul Domnului Iisus, era că nu intra în controverse cu ei. Se făcea nevăzut de multe ori când vrea ba să-l omoare, ba să îl contrazică. Au fost foarte puține ocazii în care le răspundea și răspundea cu Scriptura. Dar când vedeau că se enervează și începe să sară la scandal, se făcea nevăzut din mijlocul lor. Corect. Nu intra cu ei în nicio discuție. Și asta cred că să fie și mai tare, pentru faptul că, știi cum e, în momentul când cineva se așteaptă să îi răspunzi înapoi, deja el, aia este, cum zice, benzina, aia este combustibilul care îl așteaptă. Odată ce îi răspunzi înapoi, deja e foc, ai pus foc deja. Dar când nu îi dai combustibil, la revedere, nu mai are cum să facă și rămâne fără. Nu se mai aibă încotro. Da. Asta ultimul gând al meu. Și în timpul Domnului Hristos, preoții veneau cu Scriptura interpretată greșit și spuneau, nu, uite ce spune Scriptura. Încercau și ei să folosească Scriptura. Cum și asta sunt discuțiile pe care noi le facem în diferite subiecte. Doi creștini folosesc Scriptura și repet încă o dată, copilul Dumnezeu vor manifesta un caracter și un spirit total ieșit din comun, ceva ce nu poate fi contrafăcut, ci ceva ce va fi clar pentru oamenii care ascultă că e ceva supranatural, că e ceva divin. Da. Frate Lorin, ai uitat mâna sau mai vrei da, să spui? Da, am uitat, mă scuzați. Eu cred că e timp să închidem aici, pentru că avem deja ora și ceva. Eu am făcut studiul întreg, toate versetele, dar uite că am făcut doar puține începutul. Cred că a fost discuție bună, pentru că asta este scopul, să studiem, nu doar să trecem repede prin toate versetele. Dumnezeu să ne ajute să, în primul rând, să înțelegem care este pregătirea necesară pentru primirea ploii târzii și, bineînțeles, să ne rugăm unii pentru ceilalți și Domnul să ne ajute pe toți să fim pregătiți și atunci când ploaia târzii va fi revarsată, să o primim cu toți și să facem parte din această ultimă lucrare de marturie sau de avertizare în fața întregii lumii, prin care și se va pregăti calea pentru revenirea Domnului. Evanghelia trebuie să fie predicată pentru mărturia în lumea întreagă și atunci va veni sfârșitul. Până când Domnul nu are un popor pregătit pentru ploaia târzie, calea pentru revenirea Domnului Hristos este închisă. De aceea, grăbirea venirii lui Hristos depinde nu de ce fac ceilalți, ci de ce fac copiii lui Dumnezeu. Dacă copiii lui Dumnezeu răspund și se pregătesc și deschid ușa inimii pentru a primi ploaia târzie, ei primesc ploaia târzie pentru că Domnul dorește cât mai repede să termine istoria păcatului. Dar din cauza necredinței și răzvrătirii și opoziției din partea copiilor lui, el este nevoit să mai rabdă lumea aceasta. Domnul să ne ajută să facem parte din această mișcare. Mare mișcare de reformă, cum spune în Mărturii volumul 9. Amin. Amin.
Aș vrea să închidem cu rugăciune. Am rămas doar 7 persoane. Cine dorește să ridice, să înalță rugăciune? Fratele Lorin a fost la început. La sfârșit, cine dorește? Sora Valeria, astăzi nu prea am auzit-o. Dacă poate să încheie cu rugăciune. Dacă ne aude. Da, da, vă aud. Hai, să ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că și în seara aceasta te-a plecat până la noi și ne-ai învățat cu blândețe și cu gingășie lucruri pe care le-ai învățat și pe ucenicii tăi la început. Te rugăm fierbinte, pregătește inimile noastre ca să primească aceste învățături și să le pună în practică. Dorim din toată inima să semănăm cu tine și să ascultăm de tine. Tu vezi, Doamne, neputința noastră și de aceea te rugăm să reveși Spiritul Tău cel Sfânt peste inimile noastre ca să ne învețe, să ne dea putere pentru orice lucru bun. Îți mulțumim pentru seara aceasta și te rugăm să ne ierți pentru tot ce am greșit până acum în vorbirea sau în motivațiile inimilor noastre. Curățește-ne de tot ce ne întinează pentru slava și onoarea numelui Tatălui și al Fiului. Amin. Amin. Amin.